Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi alături de mine este Andrei Roșu. Nu știu sigur dacă să spun că este muzician, este antreprenor, este promotor al, unei, al unui stil de viață sănătos. O să-l rog pe el să ne spună imediat cu, cu ce se asociază cel mai bine. Te salut, Andrei! Salut, salut! Da, cred că am o mulțime de roluri pe care le îndeplinesc în viața de zi cu zi, începând cu cel de tata doi copii care E cel mai frumos e și dificil, și de, e și un rol care mă responsabilizează foarte mult, dar e într-adevăr foarte frumos și uh, multe alte uh, roluri. Antreprenor social, uh, muzician, uh, alergător, sportiv de anduranță, organizator de evenimente uh, sportive și sociale, uh, nevolțul de titlu. sânge. <laughs> <laughs> Ce să zic? Eu cred că mi-organizez destul de bine zilele, astfel încât să, să am timp pentru multe proiecte personale și profesionale, dar și pentru timp de calitate cu familia. Uh, telespectatorii noștri te-au cunoscut inițial ca fiind muzician, uh, alături de gaz pe Foc, cred că acum vreo 30 de ani ați început să cântați. <laughs> da, da. Cum sună asta? Nu mă gândesc. Da, de 30 de ani. Da. Uh, uh. Da, uh, noi am început în liceu uh, Deci nu suntem chiar atât de bătrâni uh, Deci am început în liceu Să, să facem muzică Apoi uh, când am intrat la facultate Fiecare dintre noi am uh, am renunțat o perioadă, adică nu, ne -am, ne -am, nu aveam așteptări cum continua proiectul muzical, dar o casetă demo a ajuns întâmplător la un producător muzical, la Mihai Pokorski, și ne-a chemat în studio, ne-a adunat fiecare de unde eram. Eu eram la AS, ceilalți băieți erau unul la și unul la medicină, și ne-am jucat într-un studio și uite așa, am lăsat un album, al doilea, al treilea, după care Uh, deja terminasem facultatea, fiecare dintre noi și voiam să profesăm, și atunci fiecare altă pe, pe drumul lui, uh, dar a rămas ca hobby pentru fiecare dintre noi uh, și am continuat să să facem muzică, dar în, în privat, așa, să cântăm la instrumente, fiecare <laughs> la ce se pricepea. Și anul trecut, să au împlinit 30 de ani de la, de la înființarea trupei, și um, o coincidență face cu una dintre fundațiile pe care. Pe care le susțin încă din 2010, Hospice Casa Speranței a împlinit-o 30 de ani de la înființare și am zis, uite, o coincidență pe care poate ar merita să nu știu, să promovăm cumva și în același timp Hospice avea o campanie de fundraising, de strângere de fonduri prin SMS și am zis, hai să facem o melodie. Și am strâns băieții, fiecare de punde, era unul în Canada, unul în Germania. Unul în București și ce din formula uh, inițială, și am lansat o melodie. Uh, Trebuia să fie așa, un uh, one-time uh, reunion, uh, și chiar am debutat cu ea la Antold, la pe festivalul La Cluj. La Cluj da. A fost o surpriză pentru noi, noi cu zi înainte nu știam că se va întâmpla asta, nici măcar Paul, care era în Canada, nu știa. Deci a fost așa, a aterizat la Cluj cu două ore înainte de show. Și am cântat două melodii, Adio și uh, Melodia Nouă, încă te caut. Și pe care am zis, ok, ce facem mai departe? Că ar fi păcat să, dacă tot ne-am reunit, să nu să nu continuăm. Și am semnat un contract cu o casă de discuri, cu Roton, și am lansat uh, o melodie de Crăciun, asta iarnă, un featuring, prim, primul meu featuring <laughs> din carieră, așa o colaborare cu. Uh, Andra Gogan, o reprezentanta a noului val de influencer și de cântăreți. După care am lăsat un EP acum câteva săptămâni și care conține un extended play cu câteva melodii. Și cam, cam asta nu, nu e o prioritate pentru noi, recunoaștem asta, adică fiecare dintre noi are în continuare proiecte profesionale importante la care lucrează, dar să zice că în viață e bine să ai uh, trei hobby-uri, unul care să-ți plătească facturile, unul care să stimuleze creativitatea și unul care să te mențină în formă. Așa că fiecare dintre noi face sport, deci îl avem pe cel mai sport, fiecare dintre noi... Uh, a, este implicat în muzică, deci avem și acest hobby care ne stimulează creativitatea și bineînțeles proiectele profes profesionale care ne plătesc până la unul, facturile, dar din fericire fiecare dintre noi în proiecte profesionale uh, uh, care ne fac plăcere deci nu, <laughs> nu le considerăm doar că ne plătesc facturile. Alin, de exemplu, este medic stomatolog și profesează de, de, a, de atunci când a uh, încheiat proiectul muzical și Lucian este pasionat de sport și vrea să învisteze o academie de tenis și el două ore de tenis Așa, iar eu am un proiect de antreprenoriat social în care producem pe bază de plante Tot felul de tartinabile și alte produse alternative pentru... alternative ale produselor de origine animală Uite, ce bine că ai... spune tot și apoi ne întoarcem un pic la economia socială da, plus un uh, proiect uh, lansat, de fapt este o aplicație și un program pentru alergători, 42 ca de la Canapea la Maraton în 4 luni, care l-am lansat în 2016, când încă lucram în corporație, și unde am lucrat 16 ani, și uh, care ajută oamenii să se ridice de pe canapea și să-și construiască o, o, variantă ceva mai sănătoasă și o rezistență mai mare la efort. Știu că te aștepți ca lumea să spună asta, dar și eu am început să alerg, și datorită ție, și datorită unui webinar la care am participat. <laughs> mă bucur. Și îți și mulțumesc. Ai spus că ai o afacere socială, ești antreprenor social. În alte țări din Europa, antreprenoriatul, economia socială este foarte, foarte bine văzută, în România, la noi, încă este la început. Ce te-a determinat să, să alegi economia socială? În primul rând, așa, două, trei vorbe despre antreprenoriatul social. Până la urmă, sigur că orice antreprenor rezolvă o problemă sau asta e definiția antreprenoriatul, până la urmă se rezolvă o problemă sau se rezolvă mai bine decât alții. Dar, până la urmă, antreprenoriatul nu e numai spre a face niște bani, investești un leu și scoți un leu și 10 sau un leu 50 sau 2, sunt proiecte pe care și Organiza Organizația Națiunilor Unite le consideră a fi de impact pentru societate, pentru planetă, pentru umanitate, pentru sănătatea oamenilor și chiar sunt 17 categorii care împarte parte ONU uh, proiecte de antreprenoriat social și noi suntem în zona de uh, sănătate și health being, stare de bine. Adică produsele noastre sunt alimente funcționale care ajută oamenii să, până la o calitate a vieții mult mai bună. Pentru că Contează ce introduci în tine, pentru că e, până la urmă, combustibilul nostru. Și cred că din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați de astfel de afaceri, chiar și în companiile în care lucrează, își pun întrebarea bună, dar până la urmă, de ce vin la serviciu, de ce vin la birou, de ce muncesc, care este rezultatul sau care este impactul social al acțiunilor mele. Și din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați să lucreze în companii care întorc în comunitate o parte din, din ceea ce câștigă. Așa au apărut, de fapt, și CSR-ul, și, uh, și morumul de alte acțiuni și activități. Și noi suntem mulțumiți. Deci am pornit, am lăsat acest proiect în 2020, în, în lockdown, noi am început în lockdown. No, da. Așa s-a așa nimerit, nu am planificat, evident, dar am zis că nu ar trebui să ne oprească începutul acelei pandemii, mai ales cu oamenii, dată uh, cu pandemia, au devenit mai conștienți de, de importanța alimentației, importanța nutriției nu doar pentru a reduce comorbiditățile, dar și pentru a avea o calitate a vieții mult mai, mult mai bună. Tu, în bine această afacere, cu un stil de viață foarte sănătos, foarte sănătos, unii zic că dus la extrem. Acum 20 de ani alergai între concerte, între scene. Așa, da. și, da. și apoi ai stat o perioadă cu fundul pe scaun datorită jobului. Dar a apărut, a apărut un declic, o schimbare. Ce a determinat-o? Da, în primul rând, sigur că cel mai simplu este să plaseze responsabilitatea în afara, să plasăm în afara noastră și să spunem că ne-am îngrășat sau că ne hrăneam nesănătos pentru că lucram în corporație, pentru că stăm pe scaun sau pentru că a venit criza economică în 2008 sau pentru că... Dar acum, în mod realist, pur și simplu au, fost alte priorități și era mai simplu să dai vina pe altcineva. După ce am ieșit din industria muzicală, am lucrat uh, 16 ani uh, într-o corporație și uh, cred că am avut noroc pentru că în... Uh, Corporațiile, în ciuda percepției celor care nu lucrează în corporații, nu sunt așa niște monștri, ci sunt o sumă de oameni, incredibil de calitate de la care poți să înveți foarte mult. De asemenea, ai norocul de a te disciplina, fiind o fire mai puțin disciplinată și mai leneș, mă ajută procedurile și mă ajută structura care există în, în anumite corporații. Dar, certe că um, M-am și căsătorit, mi-am am renunțat și la uh, un stil de viață mai activ care presupunea și ceva, mers la sală sau mers pe jos și pur și simplu mă uitam de pe un scaun pe altul, de pe canapea pe alta, știi? De de acasă, scaunul de la mașină, uh, scaunul de la birou, scaunul de la mașină, canapeaua de acasă și uh, probabil că și pe uh, fondul unui mâncat emoțional pentru că mi-a acordat recompense la finalul zilei, pentru că am mai supraviețuit încă, o în, zi în acest mediu ostil. Uh, mâncam uh, destul de mult și săream și peste micul dejun. Era o viață dezorganizată și puneam kilograme, puneam fiecare an 1-2 kilograme, zic că nu le simți. Știi, când tragi linia sfârșitul zici, ai un kilogram, două, mai dai drumul la curea, știi, la uh, haine oricum garderoba la un an, doi, așa că... Nici nu se mai văd semnele pe curea. Da. Uh, dar a venit pe lume primul nostru copil, acum avem doi, uh, și ea se întâmplat prin uh, 2008. Și din 2009 deja a început să ne imite foarte mult, vrea să mânce și mâncăm noi, să stea lângă noi pe care și să uita la televizor dacă noi ne uitam și ne-am dat seama că îl condamnăm să practic să, uh, să... ne moștenească obiceiurile, pentru că noi de multe ori dăm vina pe genă când ne referim la părinți, de fapt moștenim obiceiurile acum mod realist. Și am zis, trebuie să facem ceva. Și Uh, pentru mine, acel ceva a fost un maraton la Polul Nord, deci a fost primul maraton de care am aflat în momentul în care am simțit eu că s a umplut paharul și mi s-a părut o oportunitate foarte bună de a-mi reseta viața. Și în 2010, în aprilie, m-am dus la acel maraton la Polul Nord și de acolo s-a schimbat cursul vieții mele cu. Stai, nu foarte ai mult, puțin. cu un grad, așa. D după cât timp de pregătire? 4 luni. Wow. Deci, pe 1 ianuarie m-am apucat, practic, de. De alergare, uh, am de un plan de antrenament și concursul masiv în aprilie, în prima parte a lui aprilie. Uh, a fost mai degrabă dorința de a ajunge la Polul Nord și de a ajunge într-un loc pe care unii oameni îl consideră extrem și, uh, și, de asemenea, a fost despre a reseta stilul de viață. Mai puțin despre alergare, nu mi se părea atât de interesant să alerg, chiar nu se părea ciudat să alerg distanțe atât de mari. Dar am luat un plan de antrenament și m-am antrenat. Dacă scrie acolo azi 6 km, am luat 6 km. Mâine 10, tot așa. Adică am fost disciplinat aici. Cred că este un mare avantaj al, al planurilor de antrenament pentru un maraton, că în alea 3-4 luni de antrenament te disciplinezi. Adică dacă te ții de planul ăla, poți după aceea și în ariile profesionale sau în alte arii ale vieții să Uh, să-ți faci planuri și să le urmezi că până la urmă nu se pregătește nimeni pentru maraton într-o zi sau eu știu, proiect profesional, am plunul dus la bun sfârșit într-o zi, ci îl împarți în bucățele Upa. foarte mici și în fiecare zi faci câte ceva. Aș face o paranteză pentru că mi-am gândit la un moment dat, ai spus de, de sănătate, că uh, mă hrănesc sănătos dus la extrem și vreau zic că am eu că unii ar spune <ră> unii ar spune, uh, eu cred că atunci când vorbim de sănătate uh, nu știu care ar putea fi extrema? Că există în orice mănânci, în orice pui în farfurie, lucrurile sunt foarte simple. Ori investești în sănătate, ori în boală. Adică nu se alimente neutre, să zici că nu au niciun impact. Deci ori au rol inflamator, ori antiinflamator. E foarte simplu pentru corp. sigur, săracul corpul se luptă cu ce are la, cu toate armele lui, ca să păstreze homeostaza, echilibru în organism. Dar la un moment dat săracul nu mai are de unde și de -aia, din păcate, spun, o mâncare proastă ne te omoară pe loc, că atunci nu ar mai mânca nimeni, de hrană sănătoasă. Durează de obicei 5 ani, 10 ani, 20, 30. Și atunci, cred că este foarte important să alocăm, nu știu, poate câteva ore la un moment dat, unei discuții sincere cu propria persoană, să vedem cam ce vrem, ce așteptăm, ce așteptări avem de la următorii ani în viața noastră și să vedem cum ajungem acolo. Pentru că Până la urmă, a avea o nutriție sănătoasă nu e ceva complicat. Acum, pur și simplu, intri pe. chiar azi am postat pe pagina mea publică Facebook ce zice chat GPT legat de, de nutriție. Adică, care sunt alimentele cu rol antiinflamator, care sunt cele cu rol inflamator, cum arată o dietă optimă de 3000 de calorii sau de 2000 de calorii pentru un bărbat. Deci, deja ai nutriționistul la un click distanță, pur și simplu. Uh, deci, nu mai e de complicat să zici că uh, n-am n -am făcut nutriție în școală sau în facultate, deci nu o să-mi fie foarte complicat. Să-mi sunt voci că nu ai bani să plătești o consultație la un nutriționist? Uh, azi, fiind serios, acum asta legat de bani, uh, uh, totdeauna trebuie uh. să gândești care sunt prioritățile. E, uh, sunt foarte puțini oameni care își fac un buget de, de cheltuieli uh, în care să își facă pur și simplu, o listă, să vadă banii care intră într-o lună din salariu sau din alte venituri, în ce se duc. Pentru că de multe ori cred că ne-am ne cruci că se apropie și Paștele legate de, dacă ne uităm în urmă așa, că face un, 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 o listă cu cheltuielile pe 12 luni, am vedea câte lucruri inutile sunt acolo sau nesănătoase. Uh -huh. uh, și, probabil e de priorități. Dar eu cred că să mergi odată la un nutriționist nu e o investiție uriașă. Că mulți nutriționiști se acordă prima sesiune gratuit, deci măcar nu, nu presupune să faci un efort financiar. Uh, și, să, și mai departe, multul lume are impresia că are impresia că a te hrăni sănătos este scump. Este, cred că, principala prejudecată pe care o aud în jurul meu. Uh, și nu e adevărat. Uh, și asta din mai multe motive. În primul rând, uh, trebuie evaluat costul și prin faptul că nu te îmbolnăvești sau nu te îmbolnăvești, pentru că dacă te îmbolnăvești de trei ori pe an, chiar și niște răceli. Da? În care necesită niște pastile și așa mai departe, alea sunt un cost. Uh, nu mai zic pe termen lung când dobândești boli grave, care pot fi prevenite de, de un stil de viață sănătos, alea ce costuri au. Ca costuri așa. Dar acum, referindu-ne strict, hai să zicem că nu te-ai îmbolnăvit cu niciun fel de dietă, ai fi așa uh, antiglonți... Uh, întotdeauna există opțiuni. De exemplu, dacă vrei să iei vitamina C dintr-un aliment, că, până la corpul aici e iar o capcană. Noi, și în să eterne discuții cum e mai bine stil de o nutriție vegană bazată pe plante sau mediteraneană sau carnivor, omnivoră, keto, tot felul de, de diete, dar corpul nostru e mai puțin interesat de de alimentele pe care le pui în tine e interesat de nutrienți. El pentru corp e foarte simplu și pentru procesele chimice din corp, lucrurile sunt extrem de simple. El are nevoie de niște nutrienți. Are nevoie de macronutrienți, înseamnă carbohidrați uh, lipide și proteine și de micronutrienți, adică minerale, uh, vitamine și fibre da? și bineînțeles apă. Și atunci el nu interesează neapărat sursa organică din care aduci tu acești micronutrienți, dar e, el vrea să fie de de calitate, știi? Și atunci, eu personal am mers pe. merg de 11 ani pe zona aceasta de, de plant-based. Deci, dietele, tot ce pun în farfurie este din sursă vegetală și corpul se descurcă foarte bine. Bine, plecați cu discuția de altundeva, de, da, de la a preț, poate. dar ziceam că, de exemplu, dacă vrei vitamina C, da? Apropo de preț, poți să iei vitamina C din uh, goave, să zicem, un fruct care e 10 lei, sau poți să iei din ardei iute, ardei iute, scuze, ardei roșu, da? uh, pe care poți să le iei chiar congelat, la pungă și pui o bucățică de ardei într-un șec dimineața și ai aceeași doză de vitamina C la 10 bani versus 10 lei. Deci, până la urmă, uh, dacă privești nutrienții, îți faci un frumos, un jurnal nutrițional și te gândești ce găsești pe oriunde o listă sau întrebi chat GPT ce GPT, ce dietă să dai. o să vezi că poți să-ți iei acei macronutrienți sau micronutrienți din, din, din multe bugete. Adică, uh -huh. repet, poți să-ți cu un leu, poți să iei cu zecele. lei. Eu, eu sunt mare fan al meselor care nu durează mai mult de 5 minute la preparat și care nu au mai mult de 3-4 ingrediente principale. Uh, și și să fie ieftine, adică n-aș da 100 de lei pe, pe o masă. Ea da. e, e normal, și a, de, micul meu de jos e sub 10 lei și are toți nutrienții a, posibile acolo. A, Ție... ca să susțină și sportul. Da. Cât timp ți ți-a trebuit ca să înțelegi cum funcționează organismul tău și ce ți se potrivește cel mai bine? A fost o călătorie, nu știu exact cât a durat, dar a început când m-am apucat de alergat, pentru că asta e frumusețea unui obiectiv, de fapt. Când ai un obiectiv, indiferent că e personal sau profesional sau legat de sport sau nu, creierul începe să, să trieze un pic deciziile pe care le ai prin prisma unei întrebări. Are legătură cu obiectivul meu? Adică mă ajută să îl îndeplinesc sau mă sabotează în îndeplinirea lui? Pentru că dacă nu ai niciun obiectiv, Poți să fumezi, poți să bei alcool, poți să mănânci prost, că corpul, creierul de că n -a, oricum n avea niciun obiectiv, că mori mâine, mori peste 10 ani, 20, n-are absolut nicio importanță. Eu sunt fost fumător, am fumat de la 16 la 32 de ani, apropo de, de fumat, uh, și cred că de-abia după 5, după vreo, nu 15 ani, dar după vreo 10 ani așa la radiografia și că s-a mai dus din, din efectele față. negative. Adică dacă aș da timp înapoi, asta cu siguranță e o decizie clar pe care aș... Da. la care și renunța să... Deci a renunțat la fumat. Da. Uh, tu ai ajuns uh -huh. de la un tip sedentar la record Menghinez pentru că ai reușit să parcurgi șapte maratoane și șapte ultramaratoane pe șapte continente. Da. Uh -huh. Timpul a fost foarte scurt. Tu aveai un obiectiv, un maraton la Polul Nord. Cum ai ajuns să faci ultramaratoane? Da. Uite, uh... Asta spuneam mai devreme ideea că e, atunci când ai un obiectiv vin foarte ușor, adică ajungi foarte repede la ceea ce te interesează. Adică poți să dobândești o nutriție foarte bună și într-o săptămână. Știi cum e? Până la urmă e sentimentul urgenței. Dacă spune doctorul, dacă într-o săptămână nu ai o dietă extraordinară, s-ar putea să nu prinzi paștele următor, să vezi ce profesionist devii așa într-o săptămână. Da, adică, pur și te duci la un om, poți să există tot felul de shortcut -uri. Poți să duci la un nutriționist, poți să vorbești cu oameni care deja au o dietă foarte bună și să înveți foarte rapid. Eu totdeauna, și cum am apucat de sport, am preferat să, să iau informații de la oameni care deja făceau la un nivel ridicat lucrul ăla. Și așa am aflat și de faptul că majoritatea sportivilor de anduranță preferă să consume alimente bazate pe plante pentru, dintr-un motiv foarte simplu. Au rol antiinflamator și mă duc că faci mult sport, Risă ai un proces inflamator constant și cronic și atunci alimentele astea te ajută și susțin alergarea pe termen lung. Uh, și de asemenea se digeră mult mai repede, au acest avantaj și atunci îți iei nutrienții mult mai repede, că dacă aștepți să digere, nu știu, o friptură 7-8 ore, s-a dus așa momentul optim de, de refacere. Acum revenind la maratone și ultramaratone, după acel prim maraton la pol în urmă am întrebat ce urmează, pentru că există acest risc de a te blaza după ce ai o realizare pe care o consider relevantă și am zis că ar fi păcat să mă întorc la canapea și atunci am zis gata, trebuie să profit de momentul ăsta bun de relansarea vieții mele și am aflat că există un circuit șapte maratoane pe șapte continente și am să să merg și eu, măcar un an să mai, să mai alerg și am, ales am pe fiecare continent cele mai grele curse, astfel că să fiu determinat să mă antrenez în continuare și a, la sfârșitul lui 2010 am ajuns în Antarctica și a doua zi după maraton se organizat o cursă de ultramaraton de 100 de km. Nu venisem pentru ea, nu mă interesa, dar mi s-a părut uh, uh, interesant că ne ofereau gratuit. <laughs> era inclusă pachet, dar cine vrea să alerge, să alerge. Plus că tu mai aflați în curmează pentru a doua oră, așa că aveam așa o... Era și mai motivat. <laughs> dar, și am zis, de ce nu? Până eram de vreo patru zile în Antarctica, am văzut ce era de văzut. Ok, faci prima zi 1000 de poze, a doua zi 500, a treia zi <laughs> deja, gata, cam vezi care e peisajul. Și am zis, ai și așa, patru, ce înseamnă, 100 km kilometri înseamnă 4 ture de 25 de kilometri, 25 de kilometri am mai alergat, deci cât de greu poate fi Mă rog, a fost o experiență pe alocuri dureroase, dar mi-a venit ideea alergând această 100 de kilometri să alerg și pe ce alte continente Câte un ultramaraton și când am revenit în țară am văzut că nu mai a fost nimeni asta, le-am scris celor de la Guinness Book și de acolo, mă rog, am început, am început această călătorie Uh, și peste tot unde alergam un maraton, alergam și ultra maraton ca să pot optimizez călătorile, pentru că nu aveam așa multe zile de concediu. Din fericire, Bun. sunt în weekend cam toate alergările, ceea ce era bine. Eu mă pun în poziția soției însărcinate care așteaptă acasă. Da, 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 pe ea e de fapt adevăratul Ironman. Da, nu, în general n-am lipsit mult de acasă. Asta spune că în general sunt în weekend. Mai am și în Australia când am fost care la. Chiar la capătul lumii Am zburat 24 de ore Am alergat cursa Am pus în avion Am venit înapoi încă 24 de ore Într-adevăr am avut o săptămână grea După aceea la serviciu Dar uh, Da, am încercat să uh, Să nu plec prea mult de acasă Iar uh, câteodată am plecat împreună Chiar și când era Oana gravidă Am plecat, de exemplu la... Am alergat în Africa de Sud Am fost împreună acolo Și am fost așa o mini vacanță Deci am încercat să îmbinăm Călătoritul cu alergatul te-a susținut în tot acest proces. Da, evident, evident. Mai mult s-a apucat și a de alergat după câteva luni, la, deci 2010 m-am apucat eu, apoi s-a apucat și ea pentru că a văzut că a văzut beneficiile, a, a, văzut că am dat jos balastul de kilograme, că sembru vreo 20 de kilograme în 15 ani și îl dădusem jos și a avut toate schimbările de nivel de energie, de... eram cu totul altfel și atunci s-a apucat și a alergat, are deja la activ și a zeci de maratone și de semi-maratoane, Uh, și copiii, bineînțeles că fac și ei mult sport, deci până la urmă s-au aliniat lucrurile bine, cred că am, am luat decizia potrivită. Acum am văzut că și cățelul care vorba e parte din familie, <laughs> e membru. Da, da, și el alergă, și el are o nutriție bazată pe plante. Aici bine, am avut o întreagă, a fost o întreagă poveste, pentru că uh, eu de când am. Uh, de deci în 2018, când am venit pe Atlantic, am fost la acea cursă care presupunea să traversăm Atlantic cu buzile, uh, mi-am propus ca un an să, să un an sabatic de la, de la, proiectele de anduranță. Bine, asta nu înseamnă că nu mai fac sport, dar am zis nu mai înscriu la în nicio cursă și să stau mai mult pe acasă. Și copiii trăgeau de mine de vreo 2 ani să luăm un câine. Și a fost doamna, așa, n-a fost o prioritate pentru că știam cine îl va plimba, pentru că <laughs> care ai copii sigur, vor că ei și spun, da, o să scoatem noi la 5 dimineața. Promit. de <laughs> Promit, da. E evident că um, și de bun simț era că n-am crezut lucrul ăsta și atunci am tot amânat, amânat. Dar venind de pe Atlantic, am, direct m-au luat de mână și de la... A doua zi după ce am ajuns și a zis, hai de la canisă că am găsit noi un câine, a fost destul de pe pentru mine, pentru că dacă aș, acum dacă aș lua un câine din nou, l-aș lua, -aș lua, lua dintr-un adăpost, aș mai de la canisă. Dar și își dorea un papi Golden Retriever, vă să un film și mă rog, bun, hai. Și um, când am plecat de la canisă, avea două luni jumate câinele și ne-a pus în brațe doamna de acolo un sac cu mâncare și am dat, dar ce, din ce este? Asta? Și a zis, pe din curcan și somon. Și atunci mi s-a prins un beculez. Zic, stai puțin că e, e ceva ciudat și disonant. Adică, eu, până la urmă, iubesc animalele și uh, am o dietă bazată pe plante, care e bună și pentru mediu, și pentru animale, și pentru sănătatea mea, și e cumva ciudat să sacrific uh, uh, indirect sute de animale anual ca să hrănesc un câine oricât mi-ar fi de drag. Ideea mi se părea ciudată și deci, așa am intrat pe, pe net să văd dacă totuși câinii pot fi vegani, dacă pot avea dietă bază de plante și am văzut că liniștit pot avea asta. Am și toate studiile, cred că pot să... Am, făcut un masterat pe tema asta, și toate studiile din anii 70 până, în, până la zi. Și mai mult am văzut că și pe piața românească există o mulțime de alternative, deci boabe pe bază de dietă, pe bază de proteină de plante, deci arată la fel ca boabele obișnuite. Dacă întorci etichetele, o să vezi că au aceeași, aceeași compoziție, aceeași structură și atunci am zis hai să mergem înainte cu o dietă bază de plante. Uh, și oamenii s-au cam speriat când i-am anunțat uh, în social media, uite că se poate, câinii le avea deja patru ani, adică nu, <laughs> eram parametrii optimi uh, cu analize la zi mai, mai mult decât câinii de la NASA, cred publicam tot timpul analizele să vadă lumea că e ok și la un moment dat s-a cascat așa o știne în social media cu vreun an, doi, nu mai știu, cu, când îi dădeam boabe amestecate cu chinoa și lumea s-a speriat că omor câinele. Așa mi-au trimis. Bine, bine, bine. Da, au venit la noi cei de la protecția animalelor, de fapt de la sănătate, insuțe, să... nu mai știu cum se cheamă exact veterinar, ceva, așa, și inspecție sanitar veterinară cred. Și au văzut câini, au văzut mâncare și zis, Doamne, dacă toți câinii ar fi maltratați ca al noastră, am închide, am pune lacătul pe ușă, am plecat acasă și la revedere. Da. Și da, ai deja câinele face și ani ăsta. Am, fost și la curse de alergare cu el, am fost chiar la, anul trecut la campionatul mondial de canicross. Este un sport foarte frumos, foarte dezvoltat în serenitate, la noi practic inexistent, în care stăpânii alergă cu câinii. Deci și în cazul câinelui același lucru. Organismul lor e interesat de nutrienți, nu de forma sub care își ia nutrienții, dacă lui îi miroase, Proteina acolo nu interesează că e din, din lupin sau din quinoa sau din altceva. Bun. Tu până acum îți propuneai, te urmăresc pe, pe social media, îți propuneai să faci mișcare în fiecare zi. Anul da. acesta ai venit direct cu 20 de kilometri în fiecare zi, pe care ai parcurs de multe ori împreună cu prietenul patruped. Da. Uh, ideea a fost așa: când am venit de pe Atlantic, aveam deja în spate vreo 8 ani de sport. Și am zis, ok, anul ăsta nu o să mai merg la concursuri pentru a nu interveni acel burnout. Mai ales că fusese un proiect logistic foarte greu. Această traversare Atlanticului n-a fost neapărat dificilă prin traversarea propriu-zisă, 38 de zile dat la vâsle, dar a fost o pregătire de 2 ani în care, în afară pregătirea fizică, a fost, trea să fim la punct cu multe, multe lucruri logistice. Complicate și am cean să ai un an să iau o pauză, dar am zis nu vreau să nu fac sport și mi-am pus ca obiectiv ca în următorii șapte ani, deci din 2018 până în 2025, să parcurg pe jos, în pași, circumferința Pământului la Ecuator, deci 40.000 de kilometri sau 50 de milioane de pași, așa am calculat eu. Și am luat-o ușor, ușor și monitorizam în fiecare zi câți pași am mai făcut, așa, și am, primul an am avut obiectiv 5 milioane de pași, am făcut 6, după care 7, 8, 9, am ajuns la... Uh, acum m-am stabilizat undeva pe la 8 milioane și ceva de pași pe an și termin cu un an mai devreme, cred eu, am calculat obiectivul meu de, de pași. Și în fiecare zi am obiectiv minim 20.000 de pași. De asemenea, anul trecut pe Facebook am anunțat că voi face sport în fiecare zi. Bine, făceam și înainte în fiecare zi, dar am zis o să fie așa, o să și postez să vadă lumea că fac în fiecare zi. Am zis o să alerg indiferent de cum e vremea, cum sunt vremurile, unde sunt, că sunt în vacanță, nu sunt în vacanță, că sunt aici. Și în fiecare zi puneam ziua 1 din 365, ziua 2 din 365. Așa, e, la sfârșitul anului trecut am zis, ok, Uh, what's next? Am ridicat și tachete. Am zis, uite, eu am acum 47 7 de ani, mi-am propus să trăiesc minim 100 și să fac sport în fiecare zi până la 100 și am calculat, că mai era vreo 20.000 de zile. Și am zis, uite, începând de azi, adică de la 1 ianuarie 2023, uh, o să alerg și o să postez în fiecare zi imagini de la de alergare. La și chiar azi este ziua, acum când ne înregistrăm, este. Ziua 100, așa, din cele 20 de mii. Felicitări! Mersi, e și un efect interesant psihologic, pentru că de multe ori noi avem impresia că timpul nostru pe planetă este așa nelimitat, că o să trăim miliarde de ani până dispare Universul când ai 20 de mii, când știi că mai ai 20 de mii de zile, sigur se poate mai repede sau mai târziu, dar când știi că mai ai 20 de mii de zile și vezi că totuși începe să scurgă acolo, deja la 200 de zile, deci pe 100 de zile, și la 1% deja s-a dus din 100%. Așa îți organizezi zilele altfel și ai și o altă viziune asupra vieții, nu mai amâni lucruri la nesfârșit. Cred că da, apropo de ce citeam de ani buni de zile, oamenii încearcă să găsească tot felul de soluții anti-aging uh, sau soluții chiar care să oprească îmbătrânirea definitiv. Și mă gândeam că dacă am fi muritor, cred că am mânat la infinit, n-am mai face nimic. Cred că ar fi cea mai <gântuia> blestem. Ok, nu mai ai niște riduri, dar mă zicea, păi de ce să fac azi? Și că am tot timpul din lume, știi? Da. Am închis uh, paranteza. Am închis paranteza. Da. Ai închis paranteza. Uh, tu, nu doar că ai tu un stil de viață foarte sănătos și ești mega ultra sportiv, dar ai devenit mentor pentru o grămadă de oameni, doar eu în cercul de prieteni am foarte mulți. Ai construit în jurul pasiunii tale o comunitate pe care o întreții și o crești foarte, foarte frumos. Cum te simți? Nu simți cumva și presiunea a ceea ce ai construit? La început simțeam o presiune, mai ales în zona de, de sport, știi? Adică oamenii se așteptau după ce am alergat la polul nord, se întreau, ok, dar ce urmează acum, care era la polul nord, ce poate fi mai greu? Pe, păi, uite, poate fi mai greu asta și asta. După care am apucat de pedalat și de notat, am mers la triatloane și ultra triatloane, după care am apucat de văzut oceanic, după care mi-am luat, având frică de zbor și de înălțime, mi-am luat licența de pilotat baloane cu aer cald. Și tot așa. După care mi-am dat seama, stai puțin, că asta nu o să ducă nicăieri până, până la urmă. Adică deja am bifat cam toate proiectele de anduranță importante pe planetă și până la urmă nu e despre asta călătoria mea, că până la urmă hai să mut această anduranță și tot ce am învățat în partea de, de sport, aș să o mut în alte ariele vieții mele. Și, de exemplu, în antreprenoriat. Pentru că Până la urmă, ce înseamnă uh, un proiect profesional față de un proiect sportiv? Înseamnă cam același lucru. Înseamnă să ai niște obiective, înseamnă să-ți asumi niște riscuri, înseamnă să depășești obstacolele care apar și apar o grămadă de obstacole. Așa, uh, să ai reziliență, să-ți construiești o antifragilitate până la urmă și să mergi înainte și să ai răbdare, pentru că toate proiectele frumoase se întind pe 5 ani, 10 ani și uh, de ce nu? Adică, până la urmă, asta înseamnă și antreprenoriatul, și sportul, și pe, pentru mine e foarte important, nu doar să, să alerg la nu știu ce cursă, poate chiar mai important să pot să fac asta la 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, să fie o inspirație și pentru mine, și pentru cei din jurul meu, la orice vârstă, pentru că am văzut cum treci granița spre vest, e altă cultură. Aici mă refer la relația cu sportul pe care oamenii au și la vârstă înaintată, adică ajungi deja în Austria, Germania sau țările nordice și vezi, sau în Franța și vezi oameni de 70, 80, 90 de ani în weekend mergând pe munte sau mergând cu bicicleta sau mergând la sală sau alergând maratoane, ceea ce la noi nu încă nu se întâmplă, sigur că mergem în direcția potrivită și cifrele o confirmă de la Lander. Uh, acolo este altă cultură și ca asta vreau să promovez și eu, pentru că am văzut cu ochii mei că se poate și eu nu cred că dacă faci mișcare zilnic, dacă ai combustibil potrivit, eu nu cred că vine o zi așa de pozit pe alta în care zici gata, nu mai pot să fac mișcare, nu mai pot să fac sport. Și toată lumea care este în natură, cu siguranță se simte altfel în ziua aia. Da? Și... Adică te uiți Acum... la munte sau în pădure. Că spuneai de vest, v-ați gândit vreodată să plecați din țară? Uh, e, eh, da, ca orice român normal că ne gândim zilnic <laughs> așa. Da, uh, Sigur că ne-am gândit, dar uh, am, ales, am ales să rămânem aici. Eu cred că ambele variante sunt ok, adică nu judec pe nimeni care a plecat sau ceea care rămâne, uh, tot, dar ce mi se pare foarte important în momentul în care luat decizia să... Uh, să cântărești foarte bine și acolo unde ajungi sau unde rămâi să, să faci, cum să zic, uh, să faci maximul din ce poți să faci. Pentru că de multe ori dacă pleci poți să iei problemele cu tine și n-ai rezolvat nimic. Ok, și în alt context, dar până la urmă, dacă ne gândim cum arată viața unui om oriunde pe planeta asta, dormi, te trezești, ai un job, te întorci, te culci sau te uiți la televizor și așa mai departe. Deci contează mai puțin, cred că Cred că putem schimba multe și aici, dar e, e de generație, adică nu trebuie să ne așteptăm că se va schimba într-un an, putem contribui. Cred că au avut un rol important și au în și românii care au plecat în străinătate, nu doar că au trimis bani acasă, dar întotdeauna când ajungi în altă cultură, vezi lucrurile bune, le împrumuți și vii acasă, povestești. Adică am, pe mine ceva m-a impresionat, de exemplu, din. Mi-amintesc că acum câțiva ani erau într-un parc uh, niște români cu accent italian, nu neapărat de cea mai bună factură, așa când îi, 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 îi auzeai vorbind, dar mă impresiona că mâncau semințe și nu scuipau cojile pe jos, cum de obicei te-ai fi așteptat, așa și le, le puneau într-o pungă, ceea ce e clar că și or fi luat vreo amendă prin, <laughs> prin Italia, așa, uh, sau pur și simplu au văzut că așa se fac lucrurile și e foarte important să avem acest. Uh, până trăim într-o lume globală. Eu deja nu mai percep România ca fiind o, nu știu, o, o țară așa cu niște granițe foarte fixe și mă uit și la copiii noștri. cred că suntem un județ din Europa, suntem europeni, cred că am făcut pasul ăsta, așa cum e normal, de exemplu, să judești pe cineva că pleacă din Vaslui la București sau din, de la Cluj la Timișoara. Eu cred că avem mobilitate, putem mișca oriunde în Uniunea Europeană. Trebuie doar să preluăm din valorile europene și să ne integrăm ușor, ușor, cu adevărat și de Acum am o întrebare pentru antreprenor. Au avut loc foarte multe modificări în codul fiscal, au crescut salariile minime, ne hmm. confruntăm cu o semicriză. Cum reușești să-ți să duci proiectul? Personal, eu mă bucur că au crescut salariile minime, adică nu am o problemă cu asta. Din punctul meu de vedere, poate să și dubleze salariile minime. Important, mi se pare că fiecare om din această țară care primește niște bani, indiferent de poziția pe care se află, să-i justifice, adică în zona de productivitate. Pentru că noi, dacă mă uit pe cifre, suntem oameni care petrecem mult timp la birou, dar nu suntem neapărat cea mai productivă nație din. Din Europa. Deci, cred că mai avem de lucru și, a, și acolo. Um, sigur, modificările astea fiscale au un impact asupra mediului de afaceri, uh, dar, până la urmă, uh, avem două variante aici. Sunt lucruri pe care nu le con putem controla, evident. Adică, sigur, poți ieși în stradă, poți să faci, să te revoltezi pe anumite lucruri și încurezi oamenii să facă asta, dar, până la urmă, dacă sunt lucruri pe care nu le poți controla. Uh, sunt că sunt niște reguli ale jocului pentru toată lumea, cu astea ne jucăm și trebuie să găsim soluții, să fac antreprenorii, caută soluții da. Uh, până că la un moment dat, dacă nu mai există nicio soluție, asta închidem și ne facem altceva, întotdeauna e, e poți să faci altceva, nu e uh, un capăt de țară Dar uh, în zona noastră de produse plant-based, uh, lucrurile arată foarte bine de câțiva ani Uh, noi, în primul rând, urmăm un trend care este început de mulți ani în vest, și anume uh, ca oamenii să înlocuiască treptat, treptat produsele de origine animală cu cele de origine vegetală. Și aici nu mă refer doar la gust sau la uh, problema etică. Uh, e foarte important și pentru sustenabilitatea planetei, pentru mediu, pentru că Uh, să nu uităm că uh, industria de exploatare a animalelor este responsabilă pentru un procent important de poluare, poluează mai mult decât toate mijloacele de transport de pe, această planetă, uh, nu doar direct, dar și indirect, pentru că se defrișează foarte, foarte multe păduri uh, pentru a face loc recoltelor, uh, plan, așa, așa. Uh -huh. Să nu uităm că, de exemplu, soia, toată lumea spune, a, soia, uh, de exemplu, 98% din culturile de soia care sunt plantate în pădurile amazoniane defrișate sunt folosite pentru creșterea vitelor. Deci, am putea, practic, iar carnea generează destul de puține calorii la nivel mondial și destul de puține proteine, adică undeva 18% în termen de, de calorii și vreo 30% în zona de proteină. Deci, e cumva debalansat din punct de vedere de sustenabilității această, această, industrie. Cam 70% din tot ce înseamnă uscat pe, pe, planeta asta este folosit pentru creșterea animalelor, deci pentru recolte de creșterea animalelor. Deci e, e de lucru. Și atunci este acest trend care este din ce în ce mai susținut și de către autorități. și și publicul larg îl îmbrățișează, de a înlocui vegetale cu produse animale cu produse vegetale. Deja sunt alternative extraordinare și în zona de burger, și în zona de brânzeturi, și în zona de lactate. Deja ai uh, o persoană care vrea să înlocuiască laptele de vacă, poate face foarte simplu cu cel puțin 10-15 tipuri de băutură vegetală. De soia, de ovăz, de orez, de cocos, de uh, tot felul migdale. de nuci, da, de, de, de migdale, de hazelnuts, de nu știu, de tot felul de alune, deci uh, uh, Sunt și, chiar și uh, Băuturi care au Un nivel proteic foarte, foarte mare Comparabil sau chiar mai mare decât al laptelui Sunt mixuri de, de băuturi proteice Care au proteină din mazăre sau proteine din soia sau. Deci uh, Nu mai avem, cred, scuze Acum, iar la gust, uh, din nou, bine, aici e de Sigur, unora le place mai dulce Unora mai sără, dar uh, găsești tot felul De alternative. Noi suntem în zona de Alternative ale brânzeturilor. Aici ne-am ne am axat, pentru că mie îmi plăceau foarte mult brânzeturile, așa am început. Și atunci am zis, hai să, uh, să fac ceea ce îmi place, că până la urmă mi aduc și eu acasă, nu? Mâncăm și noi. <laughs> și atunci, cred că sunt... Uh, e foarte important, uh, cred, uh, să ai șansa să-ți faci alimente sănătoase. Probabil că sunt unul dintre puțini antreprenori de alimente din România care mănâncă zilnic din produsele lui, pentru că eu nu imaginez un producător de mezeluri din România care, <laughs> care mănâncă zilnic mezeluri, pentru că nu l-aș vedea foarte bine în 10-15 ani, așa că eu sunt foarte încântat de ceea ce faci. Și noi suntem încântați că ai răspuns cu un da atunci când te-am întrebat dacă vrei să, să vii să faci parte din proiectul O Țară ca Afară. Îți mulțumim tare mult Mersi, mersi și eu și felicitări pentru ce faceți. Până la urmă, fiecare dintre noi pune o cărămidă și ce e foarte important să reținem, pentru că mulți ne dorim o țară ca afară, să conștientizăm faptul că o țară, inclusiv România, este formată din oameni, este o sumă de indivizi. Până când nu fiecare dintre noi își construiește, nu-și construiește o versiune mai bună, e clar că nici suma nu va fi o versiune mai bună. Așa că hai să lucrăm fiecare cu ce are, să fim în fiecare zi un pic mai buni, din toate punctele de vedere, și o să vedem că um, și viitorul va arăta cu totul altfel. Mulțumesc! Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, nu vă spun adio, vă spun doar să ne revedem cu bine.